Legat de ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută în Consiliul Local, la schimbarea doamnei viceprimară Teodora Munteanu, am făcut proiectul de hotărâre, l-am justificat și am spus de ce am făcut acest proiect, pentru că, din păcate, această majoritate PNL-USR nu mai funcționează cum trebuie. Proiectul meu trecut, din punctul meu de vedere, este subiect închis. Deci acest subiect nu va mai fi reluat pe ordinea de zi. Eu, așa cum am anunțat, avem o nouă majoritate în Consiliul Local formată din PNL, PMP și Pro-România și sunt convins că toți consilierii, când vin cu proiecte pentru comunitate importante, așa cum sunt toate proiectele din ordinea Consiliului Local, vor fi votate. La ședința extraordinară de Consiliul Local din 11 februarie au fost prezenți doar 17 din 23 de consilieri. Este vorba despre cei 9 de la PNL, 4 de la PMP și 2 de la Pro-România, plus liderii de grup de la PSD și USR. Astfel, întrucât nu a fost posibil de întrunit 16 voturi favorabile, singurul proiect de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local a fost retras de inițiator, mai exact de primarul Ion Lungu. Așa se face că Teodora Munteanu rămâne viceprimar din partea USR.